am montat geniile pe canam. Hai cu geniilele! Mai ce toți că urcă-le pe casă. Hai sus! Patinează de leu, dragii. Mergem să ne întâlnim și cu ceilalți băieți. Eu nu țin calul cu singuratica, mă, pot să-l las în pădure, că nu mai are treabă. Ha? Acum chiar mă bucur că am montat scutul sub ATV. Mergem să ne întâlnim și cu ceilalți băieți din gașcă și astăzi prima dată pe vlog o să vedeți unul dintre colegii mei
Am montat șenile pe canam. O să fie deschizătorul de drumuri pe zăpadă. No, care e treaba? Răsturn la Polaris. Hă? Răsturn la Polaris. Rezereu? Nu rezereu. Adică la unul din ele. L-am sunat să se oprească, că e tot să duci. Am să vă aștept. Și mergem încolo? Da. E tot înainte aia. Hello! Hai sus! Asta merge! Da! Am să fie tot din înainte și nu mai ia. Păi da, cu șenile mere ca și cu tancul. Aia din de-i față. Înțeles că în fața noastră sunt băieții și unul dintre colegii noștri cu Polaris s-a răsturnat. Acum... Să sperăm că toată lumea e ok, nevătămată. Până la urmă, dacă te accidentezi, nu mai are niciun farmec toată distracția. Și dăm și de teren mega extra accidentat. Hai să vedem cum o dregem aici. Ei, treabă bună deocamdată. Mergem înclinat.
rău și prin pădure unde sunt așa mulți copaci căzuți. Acum chiar mă bucur că am montat scutul sub ATV, că altfel tot îl loveam și îl... Așa, acum cu scut, chiar dacă le tragem pe jos, nu le mai îndoim și nu mai rupem plastice. Dacă ne-am mișcat un pic pe ATV-uri, ne-am încălzit, mai ales pe partea de urcare. Hai sus! Patinează de leu, dracii! Da, asta e! Mamă, unde ești așa? Bagă-l la poză! Am făcut într-o gara cu ăla, cu o frână nu mai era. Aici așa m-am dus în toată. Am crezut că vrea să merg în coaltă. Luat-o în partea aia. Excroc! Aici sus pe creastă bate tare vântul și cam friguț.
Păi așa? Cum se trage pe curea? Ha? Amu trage pe curea. Trage pe curea, mă întinde. Hai cu șenilele! Ce bagă spune? Așa. Zici că scutură mai tare, mă. Acum, mă. Ha? Da. Ba, pula, că nu știu ne-a face. Forța ba, nu, alo. Nu mai ai suspensia. Nu mai ai suspensia, mă, care o ai pe ăsta, mă. Ha? Nu mai ai suspensia pe ăsta. Așa, zici că dai. Zici că dai în bolovane. Și aruncă alea, sunt murtătăți de-n față. Tot îți bagă în meclă. Cu două CF-uri după tine. Așa e, așa e, că e în club. E sub acoperire. Tot le umflă pe grup că... Da, da, da. Tot le umflă că canamuri că de ele așa pe nici. Când e acasă, n-am bă, bă, și cu voi. Și ce fel de ăsta? Știi cum a făcut, nu? Acum când ăsta. Nu, mă, pot să ies cu voi cu CF-urile, mă. Shout out Mr. Paul. Ba, înghețat, bă, bă, am mâncat acolo, am iau un semn, două, să zic, bă, înghețat, bă, bă, iară să rupul aia de la după curea mea. Iară-i să rup la, da. E invers, mă, nu? Cum e invers, așa să fie? Bă, dar ce, să mă rog, cum se face direcția la ăla? Bum, bum! Face, face. Numai atât, dă, serios. Nu, dar nu mai are amortizarea, știi cum... Da, dar și la direcție. No, îți dai seama că... Numai cum mergi tu cu alea, cu roțile desfăcute un pic și ăla... Da. Am irigit tare. Dar nu pățâi mai mic, așa-i? Nu m-am lor răsturnat pe partea? Yeah. Da, bă, încotro? De la est la vest. Eu nu ții ca lupul singuratic, am un pot să-l lași în pădure, că nu mai are treabă. Dar știi cum îți aruncă în față? Ia ce-i dă Ionuț. Nu contează. Hai sus! Atât trimeal trebuie să merim pula mea. Da. Hai, ce totică, urcă-le pe casă. Dar mă, să ne facă cărare.
Acum ai bun la Ionuț, vizieră din aia încălzită. Da.